Continuăm prezentarea raselor de găini pe care am început-o în episodul trecut. Primul episod pe care l-am făcut în sensul acesta. Și mi-am dat seama data trecută că am omis să spun ceva ce este foarte important atunci când ne folosim de o carte, de un film, de vreo imagine luată de undeva, și anume să menționăm câteva elemente esențiale și absolut necesare. Întotdeauna trebuie să facem publice editura, autorul și locul apariției. Așadar, aici se găsesc datele cu privire la editură, loc și anul apariției acestei cărți. Acestea fiind soluționate, să trecem mai departe la prezentarea raselor. Data trecută am omis să prezint și această rasă. Este o găină frizată. Găini frizate se găsesc în România în cursele oamenilor apărute accidental, să zicem așa. Penajul frizat este o mutație genetică apărută la anumite păsări și care s-a perpetuat, chiar s-au format rase în acest sens. Penajul frizat se caracterizează prin faptul că el crește invers. Deci fulgul, în loc să crească lipit de corp, crește depărtat de corp, în sens invers. Adică un fulg normal crește așa, lipit de corp, un fulg frizat crește așa, în afara corpului. Bine, aceasta prezintă și un moț, după cum se poate vedea. N-am întâlnit în expozițiile din România și nici n-am văzut imagini de prin crescătorii cu astfel, cu această rasă. În schimb, am văzut foarte multe găini prin curțile românilor frizate, care în general provin din metisarea găinilor țărănești cu diverse rase ornamentale care prezintă penaș frizat. Cochin China Pitic prezintă și penaș frizat, Ceabo prezintă și penaș frizat. Iarăși o rasă pe care n-am văzut-o niciodată în România pe viu, în expoziții sau prin crescătorii. Bărboasă de Appenzeller, este o găină care prezintă creastă bătută și care prezintă această barbă, o găină care seamănă foarte mult cu găinile comune și care până în prezent n-a atras atenția crescătorilor români pentru a fi crescută și la noi. Însă, ruda acestei găini se întâlnește, e adevărat, nici aceea foarte des, dar oricum se întâlnește în România și chiar a fost prezentă și prin expoziții din România. Și vorbim despre găina de Appenzeller. Găina de Appenzeller pe care o putem vedea și, așa cum spuneam, și la crescători români, dar ce-i drept, nu în această varietate de culoare, ci în combinația de alb și negru. Este mult mai întâlnită, mai cunoscută în combinația de alb și negru. Este o găină de talie mică spre medie, destul de rustică, ușor de crescut și care prezintă acest mod specific care nu are o formă globulară, deci nu arată ca o minge, ca o sferă, ci arată ca o creastă, cu vârful îndreptat înainte. Moțul se vede mai bine, este mai proeminent la cocoși. Araucana e o găină care nu are nevoie de prea multă prezentare, se întâlnește în România, se crește destul de des, este o găină care face ouă verzi. Este cunoscută în toată lumea ca fiind găina fără coadă, după cum se poate vedea, iarăși o mutație genetică. Araucana prezintă barbă și favoriți. Exemplarul acesta nu are favoriții foarte dezvoltați. Există anumite linii de Araucana, mai ales perpetuate de către americani și nu numai, care au niște favoriți atât de mari încât ies în afară. Sunt ca niște, cum să spun, ca mustățile acelor germani bătrâni care le răsuceau. Deci ies în afară și în partea asta și în partea asta. Barba nu este foarte proeminentă, dar există și ea. O găină destul de rustică, micuță ca și talie, picioare neîncălțate, după cum se poate vedea, poate fi crescută într-o curte fără probleme. Găina ardeneză n-am văzut niciodată în România, o găină rustică. Nu știu să existe crescători ai acestei păsări în România. Seamănă la o primă vedere cu pitica olandeză. După cum se poate constata, creasta, bărbițele și fața sunt de culoare închisă, ca și picioarele de altfel.
Aici vedem o varietate pitică. Asel sau asil este o găină combatantă. Unii o confundă, mai ales la varietatea pitică, o confundă cu combatanta indiană. Nu, sunt două rase diferite, nu trebuie confundate. Se prezintă în această varietate de penaj. O găină puternică, la fel ca toate combatantele asiatice, un piept foarte dezvoltat, foarte dezvoltat, foarte încărcat de musculatură, picioare groase, coadă mică, aripi scurte, ținute sus. După cum se poate constata, ca la multe combatante, cocoșii nu prezintă bărbițe, fără ca acestea să fie amputate. Atenție! Deci, la acest cocoș n-au fost amputate bărbițele, pur și simplu ele nu sunt dezvoltate. Sunt foarte mici, undeva se văd aici, foarte, foarte mici. O găină care. O găină olandeză, o rasă olandeză, care nu se întâlnește în România. Eu cel puțin n-am văzut niciodată în România această rasă. Mai există vreo câteva rase care seamănă foarte bine și care se pot confunda cu această rasă dacă nu suntem un fin cunoscător al raselor de găini. Augsburger, iarăși o rasă pe care eu n-am văzut-o în România, să nu se confunde cu australorpul, mai ales având în vedere coada aceasta bogată și secerile acestea mari și rotunde ale cocoșilor. Atenție, deci o rasă diferită, nu o confundăm cu australorpul. Chiar dacă este neagră, chiar dacă are această coadă deosebită, ne uităm la creastă, vedem diferențe mari. Și nu numai. Și iată ce spuneam, australorp, o găină foarte întâlnită în România, acea găină despre care se spune că face peste 300 de ouă pe an. Parțial mit, parțial adevăr. Eu zic că cei care vor să vadă cu adevărat dacă această găină chiar face 300 de ouă pe an, să-și cumpere australorp, să crească și vor fi ei în măsură să spună după aceea dacă avem sau nu avem o găină care să facă 300 de ouă pe an. Și anume era această rasă australorp. Australorpul se prezintă în câteva varietăți de culoare, cea mai cunoscută este cea neagră, dar avem și albă și albastră. Există crescători foarte buni de australorp în România și noi, în Asociația Pajura la București, Ilfov, avem un crescător care este inclusiv campion european, din câte știu eu, la această rasă. Australorpul se prezintă și în varietatea mare și în varietatea pitică. O găină rustică, ușor de crescut în gospodăriile țărănești. Toate găinile mixte, asta este o găină mixtă, toate găinile mixte, care nu prezintă penaș pe picioare, nu prezintă moți, nu prezintă barbă, au un penaș dur, deci se pretează la creșterea în sistem extensiv gospodăresc. Bantam. Bantam, denumirea corectă a acestei rase nu este bantam. Bantam înseamnă găină pitică. Nemții au folosit denumirea de bantam și noi am preluat-o ca atare. Rasa se numește de fapt roscom sau creastă trandafir. Este una dintre cele mai cunoscute rase de găini pitice, crescută și la noi în România. Cea mai cunoscută varietate de culoare este cea neagră. Asta este un cocoș auriu. O găină foarte. E o true bantam, adică o pitică adevărată. Nu există varietatea mare la roscomb. O găină o creastă bătută, cu un dorn foarte. Bucata aceasta din creastă se numește dorn. Un dorn foarte proeminent. Caracteristice sunt aceste bărbițe foarte mari ca niște bănuți, aceste urechiușe foarte mari ca niște bănuți, de culoare albă, trebuie să fie rotunzi, bănuții, o coadă frumoasă cu niște seceri mari, ample, rotunde. Repet, foarte des întâlnită. Și eu am crescut roscomb, o găină foarte agitată, o găină foarte energică, o găină care necesită îngrijire destul de puțină. Și destul de rezistentă la boli, în ciuda faptului că rasele pure sunt mai puțin rezistente. Asta este o găină destul de rezistentă. Ale mele dormeau și pe afară și prin copaci. Atenție, în schimb, iarna, pentru că pot suferi degerături la nivelul dornului și al bărbițelor. Deci foarte mare atenție iarna. Barnevelder, Barnevelder, o găină de origine olandeză. Mie îmi place foarte, foarte mult această găină. Am un prieten care a crescut Barnevelder. O găină superbă, mixtă, după cum se poate vedea, cu producție bună de ouă, o carcasă bună. Foarte cunoscută este această varietate dublu bordurată,
Deci acest maro, fulgu maro cu bordură dublă neagră. Desenul este foarte frumos. Văzută pe viu, o găină de Bardenwelder de calitate bună încântă privirea. Îmi place foarte mult la această rasă capul îmbrăcat în fulgi, o găină care se pretează ca și celelalte rase mixte, după cum am spus și voi spune în continuare, se pretează foarte bine a fi crescută de către oricine. Rezistentă la bol, o găină destul de bună pentru începători și nu numai. Pitica belgiană. Pitica belgiană se poate confunda foarte ușor cu pitica olandeză. Nu este întâlnită în România. Nu cunosc niciun crescător de pitică belgiană în România. Nu spun că nu sunt, spun doar că nu cunosc eu. Posibil să fie. Asta este o rasă, nu știu exact să-i... este un Bergischer Kracher. Este o Bergischer Kracher. Am văzut pe viu astfel de exemplare. E o găină medie. Are așa aliure de combatant văzută pe viu. Destul de puțin întâlnită și în străinătate. În România nu cred că mai sunt crescători ai acestei rase. O altă rasă înrudită cu cea de dinainte. Și ajungem la o rasă pe care o cunoaștem mai bine noi românii, Bielefelder, crescută și în România într-un număr destul de mic, din păcate, spun din păcate pentru că este o găină deosebită, o găină mixtă, o găină frumoasă care se pretează a fi crescută de către oricine, găină cu piele galbenă, cum spuneam, cu un penaș foarte frumos, acest penaș specific rasei Bielefelder. La prima vedere pare un fel de potârnichiu bobat cu alb, așa. O rasă veche și foarte frumoasă, din punctul meu de vedere, evident. Brabanta seamănă cu Appenzeller Spitzhauber. Nu știu să fie crescători în România ai acestei rase. O altă găină din aceeași regiune, o altă rasă din aceeași regiune. Apropo de chestiunea asta, cei care mi urmăresc canalul de YouTube știu că eu am o găină de curte care arată aproape identic cu această pasăre. Aproape identic. Doar că a mea, deci are exact aceeași culoare, exact aceeași formă, prezintă moți, da? Doar că a mea are și câteva tulee pe picioare. Oameni buni, faptul că aveți acasă o găină care seamănă cu o găină de rasă, nu înseamnă nici pe departe că aveți o găină de rasă. Deci, repet, eu am o găină de acasă, o găină de curte, care seamănă cu aceasta. Și ca tal e ca tot ce vreți. Dar găina mea nu face parte din această rasă. Găina mea este doar o găină de rasă comună, o găină țărănească și întâmplarea face ca această combinație genetică din care a rezultat să producă o pasăre asemănătoare sau foarte asemănătoare cu această găină de rasă. Dar nu înseamnă sub nicio formă că eu am acasă o găină din această rasă. M-au mai întrebat oameni, domnule, am și eu așa. Nu. Fie aveți păsări de rasă din rasa respectivă, fie nu. Deci faptul că aveți o găină roșie nu înseamnă că e Rhode Island sau New Hampshire sau mai știu ce altceva. Faptul că aveți o găină neagră nu înseamnă că este australor. Chiar dacă seamănă foarte bine, este doar o găină. Asta e exact ca la ăștia cu câinii care au un câine, li se pare lor că seamănă cu o rasă și zic, uite domnule, am și eu husky. Și ăla e un câine maidanez. Deci haideți să evităm să spunem că avem și noi găini de rasă, din rasa cutare sau din rasa cutare, dacă nu sunt de rasă. O găină de rasă este o pasăre care provine din doi părinți care fac parte din acea rasă, care acei doi părinți provin mai departe din patru bunici care fac parte din acea rasă, care provin din niște străbunici care fac parte din acea rasă și așa mai departe. Mergem mai departe la regina găinilor, cea mai cunoscută rasă de găini de pe întreg mapamondu, cea mai iubită rasă de găini din România. În momentul de față, eu îndrăznesc să spun că România este o forță mondială în ceea ce privește rasa Brahma și nu sunt cuvinte mari. Să nu uităm că avem câțiva campioni europeni la rasa Brahma. Oameni buni, atunci când ești campion european la rasa Brahma, din punctul meu de vedere, ești campion internațional la rasa Brahma. De ce?
Pentru că cele mai bune, cele mai frumoase găini din rasa Brahma se găsesc în Europa. Nu în Statele Unite, nu în Australia, nu în Asia, nu în Marea Britanie, ci în Europa. Dacă tu ai reușit să bați, tu ca român ai reușit să bați în campionatele europene, ai reușit să bați nemți, francezi, belgieni, olandezi, sârbi, înseamnă că tu chiar ești cel mai bun din lume la rasa Brahma. Și este o mare mândrie pentru noi românii să spunem că avem câțiva campioni la rasa Brahma și mai ales la Brahma Hrâna Deschis, îl avem pe marele crescător Flaviu Vaida, care câștigă pe bandă rulantă în țară și la nivel european. Omul crește Brahma Hrâna Deschis, sunt foarte multe varietăți la rasa Brahma, asta este o găină din varietatea Herminat Închis, o găină de foarte bună calitate, evident de aceea a și fost pozată. Și pentru cei care sunteți crescători de Brahma sau iubitori de Brahma, uitați-vă bine la această poză. Uitați-vă bine la capul acestei găini. Uitați-vă bine la linia, da? La linia spatelui acestei găini, la șaua acestei găini, la linia cozii acestei găini. Uitați-vă la amplitudinea acestei găini. Uitați-vă la modul în care ține aripa, atenție, foarte important. Uitați-vă la încălțătura acestei găini, da? Priviți pantalonii, priviți încălțătura pe degete. Priviți desenul acestei găini, herminajul de pe gât, bordurile de pe fulgii de acoperire, de pe capace, rectricele cum arată, încălțătura ce culoare are. Este o găină foarte, foarte bună. Brahma este o găină extrem de iubită în România și crescută pe scară largă. Sunt mulți care spun, domnule, am Brahma și te uiți în curtea lui și au niște găini încălțate de talie mai mare. Brahma este o găină la care concurența este atât de mare încât pentru a avea exemplare foarte bune trebuie să muncești mult și să faci achiziții cu bani mulți. Altfel, o găină talie mare, cea mai mare dintre găini, ca și înălțime, nu neapărat ca și greutate, deși uneori inclusiv ca și greutate, cu o creștere înceată, nevoie de foarte multă muncă pentru a crește Brahma de calitate la nivel de expoziție, pentru a păstra o pasăre, pentru a o menține tot timpul anului într-o condiție excelentă. Deci, Brahma, regina găinilor. În România, incontestabil. Incontestabil. Brachel sau Brekel, o Brachel, mai cunoscută la noi, o găină foarte frumoasă, mixtă spre ușoară, seamănă ca și formă cu o italiană, am putea să-i spunem chiar o rasă ușoară, am putea să-i spunem, deși eu am zis mixtă spre ușoară, e o rasă ușoară, dar unii cocoși de Brachel sunt atât de mari, încât dacă îi vezi în boxa de expoziție, e încadrat mai degrabă la mixte. De fapt, la nivel mondial există o tendință de a mări rasele ușoare, de a le face mai mari. Nu știu de ce e această tendință, nemții au început să dea această direcție, mărind foarte mult găinile italiene. Și după ei s-au luat și alții, inclusiv la alte rase. Asta este o găină foarte frumoasă, după câte se poate vedea. Atenție iarna la degerături la nivelul crestei și bărbițiul, creastă foarte mare. O găină cu o producție bună de ouă și cu un desen foarte, foarte frumos, după cum se poate vedea. Atât la cocoș cât și la găină se vede, se întâlnește acest desen foarte frumos. Și Breda. Breda este o găină inexistentă în România, din câte știu eu, cu încălțătură. Se întâlnește mai multe varietăți de culoare. N-am putea să spunem că are ceva ieșit din comun. La prima vedere, ar putea unii să spună, domnule, e o Brahma de slabă calitate. Nu, nici pomeneală. Dacă o vedeți în boxa de expoziție lângă Brahma, se vede foarte clar diferența. Repet, nu știu să existe crescătorii în România ai acestei rase. Brugger, combatantă Brugger, combatanta Brugger, o găină de origine germană, am avut și noi în România crescători de Brugger, inclusiv noi la Asociația Pajura. Nu știu dacă mai există în momentul de față crescători de Brugger. O găină care se caracteriza printr-o talie destul de mare, un piept amplu, pielea feței de culoare neagră sau cât mai închisă. Nu se prezintă doar în varietatea neagră, sunt și alte varietăți. Unele sunt cu lanțete aurii. Mie mi-a atras atenția, dar sigur, gusturile nu se discută. Pitică de Burma n-am văzut niciodată la noi în România.
Dacă o vezi așa la prima vedere, ai impresia că este o corcitură de cochinchina pitic. Evident, nu este. E o rasă ca atare. Avem aici trei găini, neagră, galbenă și albă. Ceabo. Ceabo este o rasă foarte iubită la nivel internațional, iubită și în România, crescută de mulți. O pitică adevărată, o true bantam, cunoscută ca găina cu picioare foarte scurte, găina fără picioare, mai spun unii. Caracteristice aceste picioare foarte scurte, caracteristic la cocoș această creastă foarte mare, bărbițe foarte mari raportată la talia lui. Sunt mulți crescători care au ceabo și care nu știu defectele mari ale acestei rase, cum ar fi coada de veperiță, spre exemplu. Deci atunci când creștem ceabo, mare, mare atenție la calitatea păsărilor pe care le creștem. Și ca întreținere, atenție, nu țineți aceste păsări în zone cu noroi, în zone cu mizerie. Deci păsările acestea trebuie să fie, nu trebuie așternut curat. Încheiem prezentarea de astăzi cu o rasă aproape la fel de cunoscută în România ca și Brahma, Cochinchina Uriaș. Aici avem un cocoș varietatea Bharat. Cochinchina Uriaș se întâlnește cel mai des în varietatea galbenă și neagră, prezent și în România, în număr foarte mare, iubită, o rasă iubită de crescătorii români, o rasă de talie mare, uriașă, cu o creștere înceată, o pasăre exclusiv pentru expoziție. Acestea fiind spuse, să ne vedem sănătoși data viitoare la o nouă prezentare a raselor de găini.